spatele cetății sunt o parte din cetatea de fortificație a orașului antic Napoca, reconstruit de către romani pe vechea așezare dacică Napuca. Nucleul medieval al orașului s-a format conform săpăturilor arheologice din anii 70 din sediul Comitatului Cluj, aflat pe teritoriul Mănăstirii Benedicte din Cluj-Mănășturi. Cetății Clujului își are originea de pe acest val de pământ care în prezent găzduiește Biserica Calvaria. Intrarea pe platoul pe care se înalță biserica se face chiar prin valul de pământ care apăra castrul Clus, prima cetate a Clujului, valul de pământ care încă înconjoară biserica, în parte dinspre actualul pod rutier, datează din perioada de după atacul peceneg din 1068. Aici se păstrează singura porțiune liberă din zidul cetății vechi. Această fortificație înconjura prima incintă a orașului medieval, coagulat în jurul pieței muzeului. Fortificația a fost ridicată de coloniști sași așezați la Cluj după invazia din 1241, cea care a pus capăt cetății de la Calvaria. Singurul turn care a supraviețuit din cetatea veche găzduiește Muzeul de Speologie. Momentan, însă, muzeul este închis publicului. Zidul cetății vechi poate fi însă observat pe terasa interioară acoperită a hotelului Fulton, care este lipit de Muzeul de Speologie. În fundul curții, de la numărul 5, unde funcționa terasa Ferdinand, se poate observa o altă porțiune a zidului cetății vechi. Toată strada este mărginită pe o parte de zidul cetății medievale. Este de fapt a doua cetate medievală a Clujului, construită în baza unui privilegiu primit de oraș în 1405, de la regele Sigismund de Luxemburg, care a conferit orașului dreptul de a-și extinde incinta fortificată. Cetatea medievală apăra o incintă de 7 ori mai mare decât cetatea veche. Acesta este turnul croitorilor, unul din simbolurile Clujului, alături de un fragment de zid din cetatea medievală. Turnul este acum centrul de cultură urbană care găzduiește diverse expoziții și o cafenea. Turnul Croitorilor este unul din puținele turnuri de fortificație care au făcut parte din vechea cetate a Clujului și care s-a păstrat intact până în zilele noastre. În apropierea turnului a fost expus în 1601 trupul tras în țeapă al lui Baba Novac, general al lui Mihai Viteazu. În amintirea lui Baba Novac a fost ridicată în 1975 o statuie amplasată în fața turnului. Acesta este turnul pompierilor care a fost amenajat ca muzeu al pompierilor, dar de mai bine de 10 ani este nevizitabil. Turnul pompierilor este parte a cetății medievale. Inițial denumit Turnul Lăcătușilor, după breasla care îl îngrijea, acesta a fost înălțat în secolul al XIX-lea pentru a folosi ca loc de observație pentru pompieri, de unde și numele actual. A patra și ultima fortificație a Clujului a fost ridicată de austrieci în secolul al XVIII-lea. Accesul către fortificație se făcea prin intermediul acestei porți cunoscute sub numele de Poarta Apei. Zidurile în formă de stea erau de pământ și acum sunt acoperite de iarbă și copaci. Se mai păstrează însă două porți de zidărie ale fortificației. Poarta Apei dinspre oraș, la capătul aleii Scărilor, și Poarta Vienei pe partea cealaltă a parcării hotelului Belvedere. Aceste ansambluri de arhitectură militară sunt legate de activitatea unor bresle care au contribuit în mod substanțial la afirmarea istorică a Clujului medieval și de asemenea martore ale unor evenimente militare semnificative ale istoriei Transilvaniei.